E o procedură normală, în urma judecării, pentru perioadele de contestații în care s-au pierdut timp și bani din punctul Asociației de Dezvoltare, având angajat o firmă de avocatură, i-a îndemnat să putem, să poată să aibă, să-și facă un calcul din această perioadă pentru a recupera niște bani. E foarte simplu, corect, normal și legal. Păi, legal este, corect nu este, pentru că orice societate poate să conteste o licitație la care a participat. Și dacă pierde, are și niște obligații. Are niște drepturi și niște obligații, cum avem toți. Ideea este că e surprinzător demersul ADI pentru că practic se îndreaptă între altele și împotriva unei societăți care aparține primăriei și care va plăti din banii publici eventuala despăgubire. Nu, nu va plăti din banii publici pentru că este o societate, chiar dacă este coacționat al primăriei, ea se auto-întreține din sumele pe care le câștigă. De la Brăileni. Asta e situația. Demersul pe care l-ați făcut are de a face și cu faptul că veți să fiți, într-un fel să zic, acoperiți, nu în sensul rău al cuvântului, din punct de vedere legal, la un eventual control al Curții de Conturi? Bineînțeles, trebuie să fim și producem și o să facem uz de toate căile de atac, astfel încât în momentul când vor veni controlele, fie ele de la Curtea de Conturi, fie de la ANAF, să arătăm că ne-am apărat în toată această procedură până la sfârșit. Așa se întâmplă și la Consiliul Județean. Chiar dacă pierdem un proces, mergem în instanță până la ultima cale de atac. Pentru a demonstra că ne-am apărat sau putem câștiga respectiva speță. Deci, practic, ADI va da în judecată cele două firme. A dat. Da, e posibil să câștige, e posibil să nu câștige. Deci, e o procedură legală. În unele cazuri s-a câștigat, în unele cazuri s-a pierdut. Adică nu au plătit niciun ban. Nu suntem judecători ca să ne pronunțăm sau să ne antipronunțăm asupra verdictului. Și în cazul în care ADI pierde acest proces, cine suportă cheltuielile de judecată? ADI-ul? Da. Eu sper să nu pierd. Nu vor fi sume foarte mari, dar arătăm că ducem până la capăt procedura legală. Da, de ei, ce sumă cere de la Praicata și eu? Nu știu exact suma, să vă spun. E un calcul făcut împreună cu avocații asupra termenelor efective și au cerut în partea de raportare în momentul când au dat în instanță. Care ar fi planul B? Ați spus de un plan B. Planul B este să mergem în continuare cu operatorii actuali până în momentul în care operatorul unic își va îndeplini toate condițiile.